din nou sunt cu voi. De data aceasta avem uh, o premieră, este primul an după 10 ani de Innovation Labs, uh, inaugurăm colaborarea cu un și l-avem uh, aici uh, cu noi în platou pe domnul rector Liviu Lucaci. Da, ziua. bine, bine ați venit! Bine ați venit și Uh, exploram uh, teme de discuție. Tema mare de discuție pe care vrem, uh, aș vrea să o tratăm, este uh, empatia în metavers. <laughs> <laughs> Cum uh, putem uh, să rămânem empatici este și cu subtemele. Este tehnologia uh, ceva care ne ajută sau ne încurcă? Uh, este empatia ceva ce putem să învățăm din lumea? Uh, artelor. Uh, este empatia ceva ce vrem să punem într-un business tehnologic care se poate crea aici la Innovation Labs împreună cu studenți din alte facultăți. Uh, cu ce să începem? Haideți să începem cu... Uh, Uh, inițiativele pe care deja înțeleg că un ATC le are, are un centru de un laborator cinetic se numește, care are, este spuneți două cuvinte despre el. Păi e vorba despre un, un set de laboratoare, sunt șase în cadrul cineticului au fost uh, să zic așa, le-am le creat cu ajutorul unui proiect european, sunt deja șase ani în spate, este centru care face, parte, face legătura între artă și tehnologie. Uh, și aici, pe foarte multe planuri, în câteva cuvinte amintesc realitatea virtuală, realitatea augmentată, animație, uh, teatru și artele spectacolului aplicat în societate, în relația cu societatea, vorbim de diverse uh, grupuri sociale care pot fi ajutate cu ajutorul tehnicilor de teatru, cinemaul și, cine și cinematograful educațional care poate ajuta foarte mulți oameni, și o să dăm probabil exemple, unele extraordinar de spectaculoase, oameni cumva, fără ghilimele, salvați, că au văzut un anumit film sau au ajuns la anumite subiecte la ei, și aici vorbim de traficul de persoane, în care un ATC e foarte implicat, de câțiva ani, pentru că e un fenomen care sugrumă România, e vorba de sute de mii de persoane afectate de traficul de persoane. Ori toate aceste instrumente, și vă răspund cred la prima întrebare, da, tehnologia nu încurcă și nu ajută, e un instrument. Noi tehnologia trebuie să o folosim în, în, în felul în care noi înțelegem ca lucrurile să fie mai bine. Deci e un instrument, părerea mea, cu un instrument care ajută atunci când ai niște scopuri nobile. La una de ce studenții uh, devin experți, printre altele, învață să spună povești și uh, un startup de tehnologie, cum uh, noi avem aici în program, are nevoie de, de povești. Cum vi se pare că această, uh, na, această narațiune de povești are loc în actualitatea uh, în care ne aflăm? Păi, vă spun așa, noi avem mai mulți studenți care lucrează uh, și uh, învață scriere. Că e vorba de scenaristică, de film sau de publicitate, că e vorba de scriere dramatică o partea de teatru, uh, sunt acei oameni care creează povești, într-adevăr. Și, și se spun poveștile, se spun acum mai degrabă scrise, mai degrabă uh, sunt mai degrabă filmate. Vi se pare că s-a îndreptat acum lumea către o lume a filmelor de scurt și foarte, foarte scurt metraje. Și foarte scurt metraji, foarte, adică așa, aceste o foarte scurt metraje le aveți în vedere? Adică se, da. se, se, poate face ceva acolo astfel încât mesajele alea foarte scurte să aibă și o încărcătură educativă sau artistică? Da, da, da. Deci noi producem pe an aproximativ 40-45 de scurt metraje iar foarte, foarte scurt metrajele care unele dintre ele au un conținut emoțional foarte puternic, și știu că nu e uh, discuția despre asta, dar aș vrea să vă spun despre foarte, foarte scurt metrajul nostru de un minut uh, în care e vorba de un mesaj pentru uh, Ucraina, care a avut un succes foarte mare. Deci, uh, conținutul emoțional poate fi foarte dens și într-o clipire de ochi. Dacă sunt scrise sau cu ajutorul imaginii, sunt și și. De obicei sunt oameni care scriu o poveste, uneori foarte scurtă și care imediat că e lumea filmului sau animației, se varsă în imagini. Dacă e teatru, avem niște oameni care preau acele cuvinte și cu forța prezenței actorilor reușesc să transmită mesajele și să convingă publicul. Suntem în lumea TikTokului și acum vedem nu pe TikTok și pe toate mediile de filmulețe foarte scurte o mulțime de creatori de conținut majoritatea dintre ei uh, care nu au făcut neapărat o facultate de specialitate. Credeți că pentru cei care au făcut o facultate de specialitate mediile astea sunt prea uh, prea, nu știu, fast food, dacă vreți ca să le acceseze, ca să creeze conținut acolo? Nu, nu. Vreau să vă spun că uh, puțină lume știe dar printre cei mai, adică oamenii care transmit mesajele, uh, cât mai multor oameni, sunt absolvenții noștri. Să știți. Uh, -mă că vorbim de stand-up, de exemplu. Acei oameni care au milioane de followers, de obicei, sunt absolvenții noștri. Cei care creează conținut, pentru că e vorba de concerte, că e vorba de TikTok, foarte mulți sunt absolvenții noștri. Practic, e vorba de mesaj, de, de decuparea unui mesaj important din realitate. Or, asta înseamnă să știi să observi realitatea să decelezi, să decupezi de acolo temele importante și să găsești un conținut atractiv care să facă acel mesaj etichetat emoțional, în așa fel încât lumea să nu-l uite. Ori asta fac artiștii, sincer. Asta, asta speram și eu să aud, pentru că uh, noi la Innovation Labs avem, iată, o să avem în curând 70 de echipe în program și multe dintre echipele astea creează uh, aplicații și multe dintre aplicațiile astea au și o încărcătură socială. Sau, Absolut. Uh, și, uh, dar ele n-ajung la oameni și ar avea mare nevoie uh, de student din atăce și uh, pentru că acum e primul an în care începem uh, colaborarea asta și nu știm exact cum să colaborăm, și uh, privim și colaborarea ca pe un startup în sine, ca pe, ca pe o întâmplare fericită în care suntem împreună și vedem cum putem să colaborăm. Eu mi-am dorit multă vreme și asta a început să se întâmple ca jurnaliștii din România să scrie despre uh, firme de tehnologie pornite din România și acum asta se întâmplă iarăși în urma unor colaborări pe care le-am avut și Innovation Lab și alte întâmplări de genul ăsta, însă uh, mesajul pe care startup-urile îl creează Uh, și era un startup la un moment dat, pachet de la mama, în care puteai să primești un pachet pătrat de la... Era un, un startup interesant, care poate nu făcea foarte mulți bani, dar avea un impact social uh, important. Acolo, cred că dacă ar fi avut uh, un startup de genul ăsta, un student de la un ATC ar fi fost bine și pentru student, care ar fi putut să-și uh, testeze practic abilitățile, sau studenți mai mulți, dacă spuneți că unul unu, unu scrie, unul poate filmează, altul montează și așa mai departe, ar putea să fie niște colaborări, foarte fructuoase, văd eu, între studenții de la Politehnică cu studenții de la UNATC. Cum îi facem să colaboreze? E foarte simplu, îi punem împreună niște proiecte concrete. Deci, noi am, am început să lucrăm cu Politehnica pe mai multe planuri. Vreau să vă spun că acest centru de artă și tehnologie al nostru, el a fost realizat și gândit de la început cu partenerii de la Politehnică. Să știți, altfel nu aveam atâta tehnologie acolo. Deci eu recunosc peste tot și spun că uh, colaborarea noastră cu Politehnica e veche și deja a dat rezultate cu acest centru de care ne mândrim, cu care ne mândrim foarte mult. Cum să facem e, e foarte simplu. Invitați minim un artist în toate cele 70 de proiecte și o să vedeți cum el colorează imediat locul. Pentru, dați informația și el va găsi o formă, va veni cu o propunere, uneori foarte rapid, cu o formă care să prindă, să. Uh, știți cum e? Practic, uh, artistul adaptează forma la conținut. Dați-i conținut și el va găsi forma. Sau invers, poate să facă și asta. Poate să, o formă mai goală, să o acopere cu. să, uh, să pună conținut în ea. Deci. Uh, și, și credeți că vor. Uh, eu, eu am observat că de multe ori, uh, studenții sau oamenii, când sunt în perioada lor de studenție au un sentiment foarte puternic de apartenență, adică sunt studenții de la UNATC, da, da, sunt da. studenții de la AS sau sunt studenții de la Politehnică și am văzut foarte puține găști, poate doar din cei care au fost prieteni în liceu, să fie din diverse medii. Așa cum, este. cum credeți că putem să, să depășim bariera asta pe care noi în 10 ani de Innovation Labs am văzut-o? Noi de multe ori am vrut să punem împreună în echipe studenți din diverse facultăți și nu se pur și simplu nu se lipeau, nu, se, nu colaborau natural. Păi haideți să vă spun ce fac eu concret și vă invit să facem asta. O tabără de vară în care acești oameni să stea minim 10, minim 10 zile împreună. Deci trebuie un timp în care ei trebuie să stea în același loc și să aibă proiecte simple în comun. Lucruri simple pe care să le facă. Se vor cunoaște și, și se și vor descoperi unii pe alții. E atât de simplu. Deci, așa, așa cum bănuiam, coercitiv, adică îi obligăm <gântu -i> să stea nu, împreună nu, și vă atunci... spun că va fi, deci noi am făcut anul trecut în plină pandemie 8 tabere de vară, 8. Și a avut un succes uriaș. Și acum vreau să fac mult mai multe, iar eu sunt și președintele consorțiului Universitar Arte, care cuprinde practic 18 universități care au programe artistice din România. Uh, pentru prima dată vreau să aduc minim 200 de studenți care să stea cel puțin 10 zile împreună, din toate artele. Acești studenți, odată ce se vor cunoaște, va fi simplu, va fi la îndemâna lor, nu va trebui să îi împingem noi. De la spate. Eu cred tare mult în echipe pluridisciplinare și, să spunem, și succesul pe care l-am avut cu Vector Watch a fost datorat faptului că am reușit să pun împreună oameni din discipline foarte diferite. N-a fost simplu, însă rezultatul unei echipe multidisciplinare, care este greu de condus, dar rezultatul este fabulos, pentru că exact. sunt oameni care au uh, creere și care privesc același lucru din lucruri din puncte diferite de vedere da. și pot să creeze o valoare Pff, mult mai mare. Mult mai mare decât ei. Dacă ei nici nu-și separat... dau seama, nici nu-și dau seama. Nu, nu. Și uh, avem multe echipe care sunt uh, din studenți de la Politehnica sau din studenți de la ASE sau din studenți de la ce care fiecare, practic, Uh, fiecare dintre echipele astea formate din oameni foarte similari, e adevărat că au o forță mai mare decât un singur om, dar împing în aceeași direcție, adică nu poate să creeze ceva care să fie... Da, exact. N-au perspectivă. N-au perspectiva. Da, nu, nu și poți eu să mă bucur perspectiva. Tare mult că suntem aici în program. Sper să reușim să ajungem la studenți și sper să avem măcar câteva exemple de succes la sfârșitul programului în care să avem studenți uh, de la uh, facultatea pe care o reprezentați uh, în echipele astea cu studenți din Politehnică din ASE, din universitate, din toată țara, sper eu, adică sunt, sunt echipe. Uh, care uh, acum echipele nu trebuie să mai fie neapărat în același oraș adică nu, se pot uh, cupla oameni de aici cu o echipă din Iași sau... da, fără discuție, fără discuție dar e, ar fi foarte bine ca ei să fie aduși fizic împreună să stea împreună dar la început trebuie să stea împreună da, bedre, trebuie prate. să stea împreună cel puțin studenții noștri că de la film, că de la teatru că sunt cerșetători în altele spectacolului uh, pentru ei cum să zic eu ei miros atmosfera ei uh, pot să preia lucruri de la tine, urmărindu te fără ca tu să le exprimi în vorbe. A, așa, ei se prind, pur și simplu, ei sunt antrenați. Intuiția lor este foarte antrenată. Intuiția și empatia, așa cum vorbim. Și empatia, practic, da. Că... Uh, la teatru, fără discuție. Deci, practic, la teatru, regula este, noi zicem așa, o, o, o sintagmă foarte importantă pentru facultatea noastră de teatru. Adevărul meu este în celălalt. Asta e, nu scrie mare, mare. Adică da, eu, meu e în celălalt. Uh, tocmai am discutat în pauză faptul că eu am cochetat la un moment dat în privat, am fost la niște cursuri de teatru și am jucat pe o scenă în fața unor oameni și ăsta a fost probabil cel mai important curs de leadership pe care l-am avut eu ca și antreprenor. După ce am făcut asta, am simțit că pot face orice, adică a fost, a fost atât de greu Uh, și de ce era greu, că exact despre ce spuneați Dar înainte de asta vreau să știe cei care ne ascultă Că eram un vorbitor în public relativ ok Vorbeam la săli de sute de oameni cu succes uh, însemnat Dar când a trebuit să joc o piesă de teatru În fața unei săli de câteva sute de oameni uh, Nu mai eram doar eu cel care trebuia să transmit Eram cu un partener de pe scenă în care îmi puneam toată încrederea că îmi va da replica la momentul potrivit astfel încât eu să nu mă încurc și să mă fac de râs. Exact, depins și de celălalt. Depins de celălalt într-un mod foarte puternic. Foarte uh. profund și asta schimbă lucrurile, schimbă perspectiva asupra vieții. Deci, practic, noi, îi antrenăm, noi ne antrenăm acolo, ne antrenăm pe acești tineri să depindă unii de alții să-și înțeleagă care într-un joc, într-un caroiaj de roluri, să zicem așa, care e rolul lor cel mai potrivit să-și aleagă uh, varianta, ipostaza cea mai potrivită, să se pună în valoare dar totdeauna împreună cu alții Or, asta crește empatia Uriaș și mai crește ceva, uh, îl înțelegi pe celălalt la modul activ la modul dinamic, nu că te gândești la el ci, pur și simplu, îi vezi problemele tu încercând să rezolvă o problemă. Practic actoria este rezolvarea de probleme, foarte pe scurt. Este, deoarece... este foarte adevărat, dar culmea este că eu sunt sigur că puțin oameni din business, puțin colegi de ai mei antreprenori au văzut lucrurile astea. Eu sunt nu știu, am fost norocos că am că am putut să am o astfel de experiență și să o înțeleg. Și o recomand oricui, adică mi-ar plăcea și în România să fie așa multe cluburi de teatru, cum sunt în America, de exemplu, și în care sunt foarte mulți adulți care se strâng și fac o piesă de teatru împreună. Aici, într-adevăr, așa cum discutam, problema ar fi de spații de repetiție și de săli în care să, să, să vorbească. Sunt foarte puține săli în România, sunt foarte puține spații care ar putea fi folosite de repetiție. Credeți că o colaborare de genul ăsta între un ATC sau eu știu și niște. o organizație de, care să încurajeze sau cumva să învețe uh, niște organizații private să organizeze cluburi de teatru ar fi posibilă? Adică... Da, ar fi posibilă, fără discuție. Noi avem o foarte bună colaborare mai nou cu tot ce înseamnă spații independente. Adică, până la, deci, proiectorul nostru pe cercetare, Radu Apostol, este un om care chiar poate vorbi cu sens despre independenții din teatru în România. Deci noi suntem foarte apropiați de această zonă și le înțelegem problemele, care sunt foarte mari. La cât sunt chiriile, prețurile chirilor și așa mai departe, este aproape imposibil să reziști într-un spațiu independent. Însă pentru sănătatea societății e nevoie. Un adășiu face parte din Organizația Mondială a Ideea, se numește, a teatrului în educație. Asta înseamnă că toate țările care au făcut asta de zeci de ani America, uh, Germania, Marea Britanie și așa mai departe, au înțeles că teatru este o formă de intervenție social. Odată. Și doi, au înțeles că teatrul te ajută să înveți. Te învață să înveți. Un lucru foarte important. E mai, mai, mai mult decât orice uh, Innovation Labs se dorește a fi un program care să complementeze educația românească, mai ales din zona tehnică, cu experiență reală de lucru în echipă, ceea ce în zona exact. tehnică cel puțin nu se întâmplă. În un ATC se întâmplă, pentru că de da, teatru este regula mai degrabă decât uh, cum putem să luăm această uh, experiență. Ce să facem, să-i punem, uh, pe, uh, nu, să organizăm niște cursuri de teatru pentru studenții de la Politehnică. Se da, poate, de ce nu? Ceva subțint, deci nu ceva da, 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 nu, nu, nu ceva ce... doar o experiență de ca să vadă exact asta de care povesteați, cum să poți să depinzi de celălalt și totuși să... Da, da, da. Deci asta trebuie făcut. Adu-și împreună pe mici programe. Adică v-aș invita uh, cu, cu un, un soi de, de exemplu. Ședință de brainstorming. Aduceți un om din zona noastră să asculte care ar fi startup-ul respectiv, ce și-ar dori să facă. Și o să vedeți cum reformulează problema dintr-o altă perspectivă. Asta se face aproape pe loc. Pentru că el vine cu perspectiva lui. Da, asta mi se pare uh, absolut senzațional, mă bucur că uh, suntem parteneri și uh, în încheiere, ce, 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 trans, ce vreți să transmiteți uh, uh, celor care ne urmăresc și care, uh, eu știu, se întreabă, nu știu despre teatru, adică se întreabă ce să, cum credeți că teatrul românesc o să evolueze în viitor? Eu cred că el, pentru că are o foarte puternică tradiție față de alte țări, la noi teatru înseamnă coeziune socială. Oamenii se bucură pentru că sunt împreună la un eveniment, în sala de teatru, la un eveniment în care puși împreună trăiesc ceva ce separat nu vor putea trăi niciodată. Experiența teatrală modifică pentru că te face să înțelegi că împreună cu alții înseamnă altceva. Orea asta nu se va schimba niciodată, asta pe de-o parte. În, cred că experiențele care vin din zona teatrală și nu numai teatrală, artelor, spectacolele în general, pot ajuta inovația în tehnologie fără discuții. Sunt convins de asta. Vă mulțumesc foarte mult, domnule rector, și toți cei care ne urmăriți, mergeți la teatru, merită indiferent că este teatru de stat sau independent, mergeți la teatru, consumați produse culturale românești și, uh, dumneavoastră, mult succes în a pregăti generații care să le creeze. Mulțumesc mult! Mulțumesc frumos!